Din faptele Sfinților Apostoli citire. În cartea cea din tâi am scris-o, Teofile, despre toate cele ce au început Iisus a face și va învăța, până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-au ales, cărora s-a înfățișat viu după pătimirea sa. Prin multe semne deoveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, și fiind cu ei le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care i-a zis el: ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, îl întrebau zicând: Doamne, oare în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel? Iar el i-a zis: nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus într-o stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-au înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor, și privind ei, pe când el mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă el, îmbrăcați în haine albe, și care au zis: bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va veni precum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim
de la muntele ce se cheamă al măslinilor, care este aproape de Ierusalim, ca Duhului Tău,